Pacea Domnului tuturor, frați și surori, vă zicem bun venit tuturor, îi mulțumim Domnului că și în această seară ne-a mai ajutat să fim din nou împreună. Îi mulțumim că ne-a mai păstrat cu viață, ne-a mai dat sănătate, să ne mai vedem față unei altora. Pentru aceasta trebuie să-i mulțumim totdeauna Domnului, căci ne-a făcut mult bine. Chiar dacă trecem prin încercări, noi trebuie să-i mulțumim Domnului, slăvit să fie Domnul. Aș dori, frați și surori, să dau citire din Psalmul 23 și rog pe fratele Ionel Agrigoroi să înalți o rugăciune de binecuvântare, ca Domnul să lucreze și în această seară. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mă întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Așa cum am anunțat fraților, ne ducem cu toții înaintea Domnului și prin fratele Ionel cu voce tare și noi îl vom însoți în taină. Amin. Înainte al îndurărilor cerești, cu recunoștință, cu mulțumire venim înaintea ta, cu smerenie, cu lepădare de sine, ne proșternem în fața ta, Doamne. Ne închinăm și îți mulțumim de ocrotirea ta, de binecuvântările tale. Îți mulțumim că ești păstorul nostru care ne mângâi, care ne porți pe brațe, care ne duci la pășun și la izvoare. Te binecuvântăm că în toate zilele tu ne porți de grijă și ne porți pe brațele tale. Îți mulțumim frumos că și în dimineața aceasta ți-ai înnoit îndurarea ta pentru toți oamenii. Iar acum ne-ai dat harul să fim împreună la părtășie, îți mulțumim frumos. Doamne Dumnezeul îndurărilor, am venit aici împreună cu frații, cu surorile, în dorința, Doamne, de a ne întâlni cu tine, de a ne aduce recunoștința și mulțumirea înaintea ta, să binecuvântăm numele tău că ești Dumnezeu, ești suveran, ești marele păstor care ne porți de grijă și te rugăm în seara aceasta să binecuvântezi părtășia în seara aceasta. Mă rog să binecuvântezi întreaga slujire, să însoțești cântările cu Duhul Sfânt, să lași ungerea Duhului peste versurile cântării, Doamne, să binecuvântezi frații care vor aduce îndemn. Mă rog să binecuvântezi slujitorii care vor sluji în seara aceasta. Te rog să binecuvântezi, ai în vedere, Doamne Iisuse, și pe servul tău de care te vei folosi în seara aceasta. Mă rog pentru fratele Cristinel să-l însoțești, Duhul Sfânt să-l folosească. Ai în vedere fiecare familie, fiecare inimă. Dacă este cineva împovorat, dacă este cineva îndurerat, în seara aceasta, în prezența ta, Doamne, să simtă mângâiere, să simtă eliberare, să simtă ridicare și Duhul Sfânt să mângâie, să aducă zidire în popor. În numele lui Iisus, fă-ți prezența în seara aceasta, Doamne, și Duhul Sfânt să lucreze potrivit planului tău de lucrare cu privire la fiecare inimă. Te rog să mângâi, să ridici cuvântul tău care are puterea să aducă viață, să aducă în inimile noastre cunoștința de tine, Doamne, și poporul să crească în cunoștință, să te cunoască pe tine, să cunoască puterea învierii tale și Duhul Sfânt să mângâie, încredințăm întreaga slujire. Te rog, Doamne, să-l binecuvântezi pe fratele Neluțu, însoțește-l în lucrare, Duhul Sfânt să-l folosească și în seara aceasta. Mă rog să-l sprijinezi, să-i dai putere, să-l întărești, Doamne. Cerem ocrotirea ta peste lucrarea aceasta. Nimicește orice plan din partea celui rău, de la o parte orice piedică. Marele păstor, tu care ne-ai purtat întotdeauna de grijă, te rugăm și în seara aceasta, întinde-ți mâna și binecuvântează adunarea și tot poporul să aducă glorie și să simtă slava și prezența ta. Îți mulțumim în nădejdea că vei face mai mult decât știm noi să cerem. Îți recunoaștem și îți mulțumim în veci de veci. Amin, amin. Amin, amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Ionel.
Frați și surori, vă binecuvintez pe toți cei care ați mai intrat cu noi la părtășie. Vă zicem bun venit tuturor. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Am dorit, frați și surori, în continuare să ascultăm câteva slujiri. Am dorit să dăm loc la fratele Cristian Dascălescu să laude pe Domnul cu o cântare, urmat de sora Loredana Pop, dacă poate Domnul să o binecuvinteze, să laude pe Domnul cu o cântare, urmat de sora Mariana Varga cu o altă cântare, după care îl rog pe fratele Căuneac Daniel, Domnul să-l binecuvinteze, să pregătească un îndemn pentru următoarea rugăciune și Domnul să dea putere și har tuturora. Amin. Slăviți să fie Dumnezeu! Domnul să vă binecuvinteze! Să aducă pacea sa
Amin, amin. Domnul să te binecuvânteze, frate Cristian, așa cum se spunea. Domnul să aducă pace în fiecare familie. Amin. Sora Loredana Pop, Domnul să vă binecuvânteze. Se aude? Da, da, foarte Se aude? Bine. Până la cer. Omule, ce rătăcești pripia, vino azi acasă. Iisus te așteaptă în prag, te primește cu mult drag, schimbă-ți viața păcătoasă. Iisus te așteaptă în prag, te primește cu mult drag, schimbă-ți viața păcătoasă. Omule, călător pe cerul, vino astăzi la Iisus, vino în țara fără apus, vino la limanul unde, vino astăzi la Iisus, vino în țara fără apus, vino la limanul unde. Omule, care destinul tău, crezi că-i tot cenușă, vrei nesfârșitul sau în cer cu Dumnezeu, iată ți-e deschis ușă, vrei nesfârșitul sau în cer cu Dumnezeu, iată ți-e deschis o ușă. Omul călător pe ceanul lumii, vino astăzi la Iisus, vino în țara fără apus, vino la liman cu pune, vino astăzi la Iisus, vino în țara fără apus, vino la limanuri cu pune. Omule, în alergarea ta face atâtea rele, vino azi la Golgota, la Iisus, la crucea sa, și-al tău sânge o să te spele. Vino azi la Golgota, la Iisus, la crucea sa, și-al tău sânge o să te spele. Omul călător pe ceanul lumii, vino astăzi la Iisus, vino în țara fără apus, vino la limanuri pune, vino astăzi la Iisus, vino în țara fără apus, vino la liman bune. Amin. Amin, amin. Domnul Iisus te binecuvinteze, sora Loredana. Pe tine și întreaga ta familie. Sora Mariana Varga, Domnul să o binecuvinteze. Numele Domnului slăvie, să fie slăvit și onorat în veci. Amin. Când te-am chemat în cânt și rugăciune, când te-am strigat la greu și zile bune, te-ai coborât divină mângâiere și-ai strălucit ca domn plin de putere. Când cu toată inima, când și-n veci îți voi cânta, când că-și meriți închinarea, când cu toată adunarea, când cu toată inima, când și în veci îți voi cânta, când
când că-și meriți închinarea, când cu toată adunarea, când Golgota își presăra durerea și spinii cruzi își încercau puterea, ai spus-o, Tată, voia ta se face și ai strălucit ca domn și peste moarte, când cu toată inima, când și în veci îți voi cânta, când că-și meriți închinarea, când cu toată adunarea, când cu toată inima, când și în veci îți voi cânta, când că-și meriți închinarea, când cu toată adunarea. Pentru un fiu pierdut ca mine în lume, ai părăsit și slavă și renume, m-ai scos Iisus din moarte și ruine și ai strălucit ca domn și peste mine. Când cu toată inima, când și în veci îți voi cânta, când cu toată adunarea, când că-ți meriți închinarea, când cu toată inima, când și în veci îți voi cânta, când că-ți meriți închinarea, când cu toată adunarea. Iisusescu, ești vrednic de slăvire, îți cântă în cor a cerului o știre. Noi știm că în curând vin de mărire și vei serba ca mire prin iubire. Când din toată inima, când și în veci îți voi cânta, când căci meriți închinarea, când cu toată adunarea, când cu toată inima, când și în veci îți voi cânta, când căci meriți închinarea, când cu toată adunarea. Glorie Domnului în veci, mărească-i să numele Lui. Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze, sora Mariana. Amin și pe voi, scumpii mei. Amin, amin. Acum ascultăm îndemnul prin fratele prezbiter Căuneac Daniel. Domnul să vă dea putere și har, frate Căuneac. Aveți cuvântul. Slăvit să fie Domnul și Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Am ascultat cântările și am observat cum Dumnezeu lasă binecuvântarea sa peste fiecare dintre noi, când noi ne lăsăm la îndemâna lui Dumnezeu. Fratele Nelu spunea despre pacea aceasta care să fie în fiecare familie. Iubiți frați și surori, fiecare lucru are un preț. Vrem să ne rugăm, vrem să ne apropiem de Dumnezeu și este foarte important. Prețul păcii este să ne smerim și să mergem să căutăm pacea, dând mâna de pace. Prețul păcii constă în a ne cere iertare și ne accepta iertarea. Pentru că, iubiți frați și surori, putem să ne rugăm ani de zile: Doamne, lasă pace în inimă, Doamne, lasă pace în familie, Doamne, lasă pace în biserică. Dar dacă nu ne smerim și nu ne facem ca niște copilași, cu niciun chip nu vom putea intra în împărăția aceasta a păcii, a lui Dumnezeu. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze întotdeauna, înainte de a începe o rugăciune, înainte de a intra în prezența lui Dumnezeu. Cei care cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu știm că toate aceste lucruri, neiertarea, păcatul, pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Apoi ultima soră a cântat așa de minunat: cânt cu toată adunarea. Un al doilea pas care ne ajută să putem intra în prezența lui Dumnezeu și să putem să stăm de vorbă cu Dumnezeu este legătura frățească.
Legătura aceasta frățească care ne ajută să putem să ne îngăduim unii pe alții, să ne iubim unii pe alții. Ucenicii de la început, spune cuvântul Dumnezeu, că stăruiau în legătura frățească. De aceea este foarte important și în această seară să putem să înțelegem și ori de câte ori când ne adunăm împreună, când ne rugăm, noi trebuie să înțelegem că noi suntem un mădular din trupul lui Iisus Hristos. Nu suntem un unicat care facem toate lucrurile. Suntem unicat în felul nostru de a fi o mână sau de a fi un picior, dar nu a fi un complet pentru toate lucrările. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne dea putere să putem să înțelegem și această lucrare minunată care ne va ajuta să putem să lucrăm împreună cu toată adunarea. Atunci când noi disprețuim un frate, când noi disprețuim o soră, noi îl disprețuim pe Iisus Hristos. De aceea este foarte important ce atitudine avem, ce gândire avem față de frații noștri și frații surorile noastre. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus așa, ferice pentru ce nu voi fi un prilej de poticnire. Și atunci când noi ne poticnim într-un frate sau într-o soră, putem să mergem în 10 biserici, putem să mergem la 1000 de kilometri, nu contează. Totuși, nu putem să avem trecere înainte lui Dumnezeu pentru că noi nu putem ierta. Și de aceea doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Apoi, sora amintea în ultima cântare, voi cânta în veci de veci. Este foarte important ca lucrarea aceasta a cântării să fie în inimile noastre când venim în prezența lui Dumnezeu. Pentru că dacă în inima noastră nu este cântare, nu este părtășie, nu este bucurie, nu este liniște, putem să strigăm și să ne rugăm iarăși foarte mult. Și să ne întrebăm, Doamne, de ce nu ne dai răspuns? Dumnezeu nu ne dă răspuns pentru că în inima noastră este tulburare. Inima noastră nu este pregătită să primească răspunsul lui Dumnezeu. De aceea și spune cuvântul lui Dumnezeu, în pace și liniște va fi mântuirea voastră. De aceea, întotdeauna când noi cerem ceva de la Dumnezeu, noi trebuie să ne uităm în inima noastră. Suntem pregătiți de acea binecuvântare? Suntem gata să acceptăm prețul? Suntem gata să plătim prețul lucrării de slujire, de vindecare, de mântuire în orice direcție? De aceea doresc ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne dea putere să fim așa cum spunea psalmistul. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrășmași. Pentru că dacă venim înaintea lui Dumnezeu cu inima împovărată de cârtire și ne gândim, Doamne, de ce nu m-ai vindecat? Doamne, de ce nu-mi dai răspuns? Doamne, de ce, de ce, de ce mi se întâmplă mie? Uite la ceilalți le merge mai bine. Starea aceasta de nemulțumire este un lucru care împiedică rugăciunile noastre. De aceea noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă. Apoi vreau să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu care în această seară a fost citit, psalmul 23, ne vorbește atât de minunat psalmistul David, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. În primul rând, dacă ne uităm în primul verset, spune așa, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și ne întrebăm, de ce ducem noi lipsă de atâtea probleme? De ce trecem noi prin atâtea lucruri în care vedem că avem neajunsuri? De ce nu putem ieși izbăvitor prin încercări, prin probleme? De ce nu putem trece biruitor peste ispite, peste anumite lucruri care ni se par foarte grele? Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să putem să vedem clar și deslușit ceea ce trebuie să facem. Poate ne gândim la o prorocie și avem îndoieli. Ne gândim, poate n-a fost prorocia bună, poate n-a fost de la Domnul, sau poate a spus de la El, sau multe gânduri ne pot trece prin minte. Dar când ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este infailibil. Spune așa în primul verset, Domnul este păstorul meu. În primul rând, noi trebuie să înțelegem că trebuie să acceptăm autoritatea divină. Fără a accepta această autoritate în viața noastră, ca El să fie Domnul, ca El să fie Stăpânul, ca El să fie pe primul loc în viața noastră, este foarte greu să venim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ne gândim când venim înaintea lui Dumnezeu,
Apoi dacă nu răspunde Dumnezeu, mă voi duce la doctor. Dacă nu răspunde Dumnezeu, treaba lui, nu se rezolvă problema. Apoi dacă nu răspunde Dumnezeu la cauza aceasta, o să caut eu altă soluție. Iubiți frați și surori, noi trebuie să vedem în primul rând autoritatea divină, adică pe Domnul, să-L cunoaștem pe Domnul, că El este totul și El trebuie să fie totul în noi. Pentru că dacă noi lăsăm un colț de îndoială, un gând de îndoială, un procent de îndoială în viața noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, în primul capitol, că cei ce se îndoiesc, adică au îndoială în viața lor, seamănă ca valul mării. Să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Și noi ne întrebăm, Doamne, dar ne-am rugat, am postit, stăruim înaintea Ta. Uitați-vă, iubiți frați și surori, cum poate să fie oprită o rugăciune? Spune un proverb românesc, buturuga mică răstoarnă carul mare. De aceea noi trebuie să-i dăm toată încrederea în Dumnezeu când venim înaintea Lui, ca El să lucreze, ca El să dea izbăvire. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Aici este cheia răspunsului la rugăciunea noastră. Dacă noi avem credință, ce înseamnă această credință? Adică o încredere în ceea ce îl vedem pe Dumnezeu, în ceea ce îl cunoaștem pe Dumnezeu, în ceea ce avem această speranță, căci El va putea să rezolve problema noastră. Dacă noi îl vom face neputincios, dacă noi îl vom lăsa în lături și în dreapta și în stânga și vom spune că dacă nu ne ascultă, vom găsi noi alte soluții, atunci ar putea ca rugăciunea noastră să fie fără răspuns ani de zile. În al doilea rând spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul, psalmistul spune, Domnul este. Înainte să venim în rugăciune, noi trebuie să stăm și să ne gândim și să vedem ce avem în inima noastră. Pentru că dacă sunt lucruri din trecutul nostru, lucruri din viitorul nostru, am auzit despre Dumnezeu, gândim într-un fel despre Dumnezeu, avem speranță într-un fel și mereu ne gândim ce bine a fost atunci, acum 20 de ani, ce bine a fost acum 30 de ani. Dar dacă noi nu folosim prezentul și mereu ne gândim ce bine a fost atunci sau ce bine va fi peste 5 ani sau peste 10 ani, atunci pierdem acea putere care noi trebuie să o folosim în prezent. Ne mănâncă puterea și nu mai avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că Domnul trebuie să fie acum, aici, prezent în viața noastră. Apoi, în continuare, spune cuvântul Dumnezeu, Domnul este păstorul. Noi trebuie să avem această încredere deplină în Dumnezeu, spune cuvântul Dumnezeu, păstorul bun, își dă viața pentru oile sale. Noi trebuie să înțelegem că tot ceea ce primim în fiecare zi, chiar dacă ni se pare că nu sunt așa cum am crede noi că lucrurile ar fi bune sau nu le înțelegem noi după mintea noastră toate lucrurile și am vrea să fie altfel, iubiți frați și surori, păstorul, când ne lăsăm, păstorul are această menire de a proteja oile, de a da tot ce este mai bun pentru oi. Tot așa și Dumnezeu în viața noastră ne dă în fiecare zi tot ceea ce este mai bun. Tot ceea ce este mai prielnic pentru noi, pentru a avea o viață sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți. Noi am vrea să cunoaștem toate lucrurile. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom 29:29, dacă nu greșesc, lucrurile descoperite sunt pentru noi, lucrurile ascunse sunt ale lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să luăm tot ceea ce primim ca și cum ar fi cele mai bune soluții pentru viața noastră de a veni cu încredere înaintea Lui. În continuare spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul este păstorul meu. Suntem învățați la adunare, la închinare împreună cu frații, cu surorile. Când se cântă, să cântăm cu toții. Când ne rugăm, să ne rugăm cu toții. În această seară aș vrea să înțelegem că noi trebuie să-L avem pe Domnul nostru personal în viața noastră. Noi trebuie să avem personal o relație cu Dumnezeu. Nu știm ce vremuri vin într-o parte sau în alta. Te trezești acasă, te trezești noaptea, pe drum, încercări într-un fel și în altul. Noi, fiecare dintre noi, noi trebuie să avem o relație strânsă
cu Dumnezeu. Mântuirea este personală. Eu trebuie să fiu sigur că Dumnezeu mă ascultă. Eu trebuie să fiu sigur că Dumnezeu m-a iertat. Chiar dacă poate păstorul sau învățătorul sau prorocul spune într-un fel sau în altul. Eu personal trebuie să am convingerea că sunt iertat, că sunt vindecat, că sunt mântuit. Apoi, în continuare, spune cuvântul lui Dumnezeu: nu voi duce lipsă de nimic. Noi trebuie să vedem toată această lucrare, căci Domnul Iisus Hristos a spus: jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Dacă noi ne înjugăm la alte lucruri, dacă noi ne înjugăm la juguri nepotrivite, care nu sunt pe placul lui Dumnezeu, automat vom duce lipsă, automat ni se va îngreuna povara, automat vom deveni obosiți, plictisiți, pentru că nu ne-am înjugat la un jug bun. Noi trebuie să ne dăm toată povara, toate îngrijorările în mâna Lui, atunci când noi le punem în viața noastră, îngrijorările, problemele, situațiile, să le ducem cu mintea noastră, ne socotim singuri înțelepți, așa cum spune în proverbe. Să nu ne socotim și noi ne socotim singuri înțelepți, devenim împovărați, pentru că noi nu suntem independenți în viața aceasta, ci noi trebuie să ajungem la convingerea că suntem dependenți de Dumnezeu. De aceea noi trebuie să-i dăm toată povara Lui. Spune: nu voi duce lipsă. Adică nu va duce psalmistul, ci el o dă în mâna lui Dumnezeu. El are încredințarea aceasta că Dumnezeu îi va purta de grijă. Și Dumnezeu întotdeauna le face lucrurile complete, fără lipsă. Chiar dacă noi ne gândim că ar fi într-un fel lipsuri, ar fi nevoi într-un fel, Dumnezeu are scopul pentru viața noastră, mântuirea sufletului nostru. Poate noi ne gândim la bani, ne gândim la o mașină, ne gândim la o casă, dar toate acestea sunt trecătoare. Dumnezeu are în vedere mântuirea sufletului nostru, de aceea trebuie să ne gândim la soluțiile Lui. De aceea trebuie să ne gândim, așa cum spune și Apostolul, să ne gândim mai mult la lucrurile de sus decât la cel de pe pământ. Atunci vom avea o viziune clară, vom avea o lumină clară de ce trecem prin anumite încercări, de ce Dumnezeu nu ne-a dat mai mult ca și la alții, ci El a știut de ce ne-a dat atâta, pentru că noi atâta putem duce după măsura credinței noastre și Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să ne ajute să putem să ne lăsăm călăuziți de El, atunci noi nu vom duce lipsă de nimic. Apoi psalmistul în continuare spune: El mă paște în pășuni verzi. Noi trebuie să înțelegem că noi nu putem merge singuri la pășuni verzi. Dacă nu avem această relație cu El, să înțelegem că noi suntem dependenți de El, automat, când ne credem că noi suntem mai deștepți că Dumnezeu, ne pierdem singuri. Mândria merge înaintea căderii și de aceea noi trebuie întotdeauna să-L întrebăm pe Dumnezeu: este voia ta? Sunt într-o relație bună cu Domnul? Merg călăuzit de El? Pentru că, iubiți frașilor, de multe ori ne trezim că spunem în rugăciunile noastre poezii învățate, lucruri care am vrea să le avem, le spunem ca pe o poezie, dar nu urmărim împlinirea lor. Și Dumnezeu se uită la inima noastră: Daniele, ce vrei? Da, eu vreau să am bucurie. Uite, deci dacă vrei să ai bucurie, aceasta e soluția. Uite, dacă vrei să iubești, ai rugat ca să te umplu de iubire. Dar pentru ce să te umplu de iubire? Ca să te arăți că tu ești un om mai iubitor ca și alții? Nu. Noi trebuie să înțelegem că când ne rugăm pentru iubire, noi trebuie să avem o viziune. Cum punem în practică această iubire? Cum punem în practică această lucrare la care am stăruit înaintea lui Dumnezeu? Pentru că riscul la rugăciune și la stăruință este, mai ales la noi ca și pocăiți, ca și penticostali, avem poate o săptămână, 2 săptămâni de stăruință, Dumnezeu ne umple cu Duhul Sfânt și mergem după aceea mulțumiți la ale noastre din nou. Nu, noi trebuie să înțelegem, dacă noi cerem Duhul Sfânt, noi trebuie să înțelegem că îl cerem pentru slujire, pentru lucrare, pentru împlinirea planului Său care l-are cu noi. Și de aceea doresc ca Domnul să ne lasă, Domnul să ne ajute să putem să ne lăsăm călăuziți, să înțelegem când cerem un lucru,
trebuie să urmărim împlinirea lor. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune în continuare și mă duce la ape de odihnă. Este foarte important să înțelegem că odihna în viața noastră vine în urma împlinirii cuvântului Dumnezeu. Pentru că dacă nu mai ne rugăm, nu mai stăruim, nu mai postim și fără să urmărim împlinirea a ceea ce ne-a rugat, devenim într-o stare de descurajare, de dezorientare, dar dacă noi ne vom ruga și vom urmări împlinirea la ceea ce noi ne-am rugat, atunci sufletul nostru va primi odihnă. Sufletul nostru va primi pace în suflet. Când am împlinit condițiile pentru rezolvarea lucrurilor de care noi le-am cerut. Deci doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Să putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat, pentru tot ceea ce ne va da, dar să înțelegem că ceea ce ne rugăm, noi trebuie să urmărim împlinirea lor. Și dacă vedem că nu se împlinește, trebuie să ne întrebăm de ce. Pentru că Dumnezeu întotdeauna este credincios în ceea ce ne-a promis. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să ne ajute pe fiecare să urmărim împlinirea rugăciunii noastre. Atunci vor fi niște rugăciuni eficiente, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Sunt trei trepte în această lucrare de a primi ceva. Odată cerem în rugăciune, odată căutăm tot ce ne stă în putință să împlinim aceste lucrări. Și în al treilea rând, noi trebuie să intrăm în acțiune, să batem, să intrăm în fapte și Domnul să ne ajute pe fiecare să putem să facem o rugăciune eficientă, nu doar în seara aceasta, ci în cursul vieții noastre să fie o rugăciune împlinită spre slava și spre scopul lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.